Mulțumesc! Te rog să iei un loc, avem cât timp am. Lasă-mă că intru și la prieteni. Bună dimineața! Bună dimineața! Dumneavoastră sunteți Aurelie în Temișan? Nu. Nu. Nu, am înțeles. De unde veniți dumneavoastră? Din Târgu Neamț, Moldova. Din Târgu Neamț. Ascultă ce spun, cine stă în Târgu Neamț este nebun. Știți, Bancu? Știi piesa? Asta cu tărără, tărără? O știam, ce e cu tine, mămică? Ce e cu mine? Așa mi se pare că tu cânti despre o chestie pe care cumva... Băutura este rege, ai zis? Da. Băutura este rege? Rece. A, rece. Rece, băi, rece. Cu bere, băi, băi, n-ai înțeles nimic. Nu băutura este rege, băutura este rece. Și DJ-ul? La microfon, drog. Și DJ-ul? Ce ai zis cu DJ-ul? DJ-ul te așteaptă în club. Te așteaptă în club, dar tu n-ai prea fost prin cluburi. Ba da, am fost. Și ai găsit băutură rece în cluburi? Doar rece. Doamne ferește. În ce club? Ai fost în cluburi în București? Da. Ai fost în vreun club în București? Și te-ai distrat? Da. Doamne ferește. Că mi se pare așa, că tu cântai despre o chestie pe care o dezavuiesc total. Adică, uite, eu cânt că sus pe masă, dar mie nu-mi place să mă duc în club, mă duce acasă să mă culc. Știi? Genul ăsta. Cântăm pentru publicul care se distrează. Deci nu pentru noi, nu trebuie să ne distrăm, practic, nu? Păi se distrează toată lumea. Am înțeles, bă, că m-am luat așa de cap, sunt și pe final de săptămână, a fost o săptămână foarte grea și mă așteptam la ceva light așa să intru, dar l-a încurcat pe Doamne, că nici n-am, la un moment dat, pe lângă faptul că știi, Doamne, sunt cu noi de 10 ani și au auzit toate piesele de s-au cântat în România și la rit l-a încurcat. Și dacă le încurci pe dumnealor, e foarte greu, că adică trebuie să fii foarte, e complicat. Adică m-ai bulversat, știi? Acum eu ce fac? M-ai stricat weekendul, practic. Îmi pare rău. Adică nu că mi l-ai stricat, trebuie să mă duc acasă, mă gândesc, zic, bă, ce caut eu în lumea asta? În club. Ce, cum? Să ieși în club. Doamne ferește, dacă ai vreun prieten DJ și dă drumul la piesa asta, să mă omori acolo, să mă... Oh, bine, ai Facebook astea? Da, am Facebook, am Instagram, Ani, pe canalul meu de YouTube, mă găsiți Ani, official, pe Instagram, Ani... Vreau să mulțumesc lui Daniel Dobre, design pentru accesorii, băieților de la DJ Records, DJ Dragoș Records. Există DJ Records? DJ Dragoș Records? Da. Așa? Doamnei Elena Oseacă pentru coafiură și... Caterina pentru make-up. Mani Pedi. Salon Bella. Am înțeles. Mai e cineva? Vreau să mă întorc? Atât. Cum? Atât. Am înțeles. Pentru Trigori Gevidon și asta pentru alt. Bun. Băi, și am avut o... Știi, deci eram gata. Zic, acum mă duc în treaba mea. Am drum până la Vâlcea, mâine filmez, deci... Mamă, deci mai nenorocit. Pe cuvântul meu, mie mi se întâmplă rar. Eu am vrut să fiu drăguț. Spre final de emisiune, ziluristei să plece acasă, că am eu până la unul treabă. Mă, dacă tot mama așa, rămânem... Hai să stăm și la prieteni. Vrei să stăm noi doi la prieteni? Să mai vorbim. Știi că intră prietenii acum. Stai că mai vorbim, mai vedem care-i treaba. Hă? Mi-ești datoare cu niște minute din viață, să știi. Păi m-am speriat, adică tu-ți dai seama ce mi-ai făcut? Ferească, deci nu, de obicei, doamnelor, vine, a terminat cu o populară, cu ceva, cu zdringhi-zdringhi, cu lili-lili, cu... Acum cu DJ, băutura este rece și așa... Nu mai, lasă-mă, că sunt de neconsolat. Te caută în salon. Mă caută... Haide, lasă, nu mai pe DJ Tigael, știi? Aș vrea să... Hai, nu mai fi rău, lasă-mă că vorbesc eu cu Ani, mi-au rămas bun de la... Da. Dacă e invitat ala. Nu, mă, dar m-am speriat, bă, dar nu știu că eram în știință. Să mulțumesc, și opera, da. Cui? Domnul care mi-a făcut șuruburile astea. Care le-a făcut sau care ți le-a montat? Nu, care le-a făcut. Las, Ani, nu-ți bate cap. Ani era să fie educatoare, îți dai seama? De-aia am chemat-o. De bucurie că au scăpat copiii. Haide la tine în salon. Haide că trebuie să-ți iei medicația. Păi dacă eu trebuie să mă duc în salon, tu cum ai scăpat? Eu? Da. Lasă, îți spun eu. Ți-au dat bilet. Ani, îți mulțumim că ai venit. Foarte bine. Mulțumesc și eu. Mă bucur că ai un plan și că ai venit la București și să-ți iei. Hai că te și conduc. Să... Pe aici. Să ai un weekend reușit, doamna educatoare. E piesa foarte drăguță, să știi. Nu asculta la ei toți.
Toată lumea își dă cu părerea aici despre muzică. Lasă, Răzvane, lasă. Nu, nu despre muzică, Doamne ferește, că nu vorbesc de... Mi-a dat o stare ciudată așa, mi-a... Păi ce, asta e meseria ta, Răzvane. Când ești ginecolog, nu vin numai... manechine, nu știu dacă știi. Nici când ești Dani, nu vin numai manechine. Asta noroc. Știu. Da. Da, cu plăcere. Da. Să aveți un weekend reușit. Ce să mai... Nu pune la suflet. Care n-a scris finalul de emisiune. Nu pune, nu pune la suflet. Zice și melodia. Vin prietenii, mult mai vivaci. Care mă, dacă, băi, fii atent, eu mă uit la Ramona. Dacă dansează Ramona, ceva e. Bă, dar dacă își seapă singur o gropiță așa să intre, da, să pune, pe, pune flori pe ea, înseamnă că undeva s-a greșit total. Vin prietenii mai tineri decât noi, mai zemoși, mai zeloși. Asta cu tinerețe, lasă-o. Media de vârstă mai bună pe emisiune. Să aveți un weekend reușit, nu stați în casă că ne certăm luni. Da, și nu mai a slâmpit poporul cu televizorul. Ai greșit emisiunea, fata mea, da. Să ne vedem cu bine luni la 8.00! Hai.